Acum am plăcerea să filmez în compartimentul în care la acest moment sunt deținuți masculii de zbor din crescătoria domnului Nan Daniel. Ce faci, Daniele? A început bine anul ăsta, văd. Am început Ești bine. în forță. În forță maxim. Adică am petrecut bine anul trecut și anul ăsta... Ți-a mers bine anul ăsta, am înțeles că vrei să-ți meargă și mai bine, dacă se poate, nu? Da. Al doilea an pe Polonia, Al doilea an pe porumbei Polonia. deja... Deja știam de porumbei, nu aveam emoții. Chiar nu aveam niciun fel de emoții, adică cu mici și infuzii care nu știam de ei, dar porumbei mei de bază știam. Se le poate pielea, așa Da, zic da, așa, da. Drept dovadă, ăsta, gutul ăsta a fost o surpriză. Da? Este de la Chiriac Victor, masculul ăsta. Un porumbel foarte bun, foarte, foarte, foarte bun. Deja de la Tineret a fost locul 3 pe județ la General Tineret. Anul ăsta a fost locul 1 General Maturi, locul 1 General Palmares și a ratat podiumul provincial, din cauza Da. unor mici probleme cu etapele de fond clasic la noi. A fost pas o etapă, i-a băgat alta. Cu toate a rămas în top 5 provincial, dar de fapt trebuia să fie locul 3. Un porumbel care a venit foarte bine la etapele de fond, în special la ultimele am făcut echipa cu el. Da. Da, și ăsta a fost un mit care a fost doborât între ghilimele, adică porumbeii buni vin peste tot, vorba aia, adică Da, indiferent de rută, corect, e corect. ce trebuie. Da. Să-l vor și la nume, ai zis, nu? Da, la 3 ani vreau să-l duc pe podiumul provincial, dacă anul ăsta a fost ghinion, la anul trebuie să duc. Da, masculii, ce să vă zic, masculii sunt foarte mulțumiți așa Simulă, de... am înțeles, Da, mai mult da, decât da, la femeie, da, da, aproape, da, nu? da. Îi Îmi plac îndrăgești. așa că i-am Da. triat, i-am adus la un calapod, adică Da, se vede. am încredere în el Se foarte vede. mare. Mai am gutul ăla de sus de acolo, Da. iar locul la General Tineret, locul 10 sau nu, 12 provincial, dar foarte bun, mascul 50% de la prietenul meu, George Stoica, și dintr-o femelă de Ardenul la natural. Porumbel foarte bun de echipă, adică am băgat 10 angazeri, 10 clasări, de la viteză până Bun, la fond. bun, bun. Acela este campionul etapei de maraton național Marlin. Asta da. Tot 50% prietenul meu, George Stoica, și un mascul de la Olaru, de la Bogdan, de la Bacău. Un mascul foarte bun, a avut locul 1 județ, locul 1 centru, locul 3 interjudețean. Foarte, foarte ok. În rest, mai am tineri, tineri bogați. Mai am și gutul ăsta. Da. Tot 50% George Stoica. 100%, pardon, că și mama lui este tot de la Georgică. E locul 3 la general, tineret județ. Și trebuia să aibă și normă fonda, nu mai oare că a scos etapa aia. Așa, mai am iar un tânăr care promite cu Bolt. Albastru? Da. De două ori mi-a bătut chiar testătoria la fond. Eu. Da, a fost burat la categoria Gold. Super. Hai, marfă ca lumea. Da, în rest, tineret, mult, Ia uite da, și aici. cu Gold, origini de maraton de la mentorul nostru, Nedel cu Gheorghe, care peste 50% din ce se află aici e de la el și an de an, nu are cum să nu dea ora exactă, cum îi place lui să zică, peste Da. tot, unde a dat domnul Nedel cu la toți Așa băieții e, din zonă. așa e. Țineți aproape că aveți Da, și da, 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 da. În mare parte de la el sunt, mai sunt infuzii aduse. frumos. Da, ăștia sunt masculii, v-am spus, pun... Tratamentele ai făcut la momentul ăsta? Până la momentul ăsta ceva? Domnul Alexandru nu m-a grăbit. Nu Le-am te-ai făcut grăbit, decât un tratament de vieri cu o pastilă individuală. nu? În rest, nu m-am grăbit că urmă ei sunt foarte bine, adică Arată bine, da. nu dau semne de nimic, dar totuși o să le fac. O să le fac astea preventive, că Da, eu vreau să, vorba vine, să nu aibă scuză, Da, așa e, zică, așa e. adică să fie Așa zic, pregătiți. să zic că voi stăpâne, nu ne-ai dat ce Da, trebuie. păi în sezon nu prea optez așa cu medicamentații de asta multă, da, numai dacă îi văd așa un pic că au scăzut ei din formă și dacă necesită, dacă nu, na, Dar îți dai convine. seama, Daniel, după starea de sănătate, Da, sunt de rezultatele exemplu, mai bune sau mai când, puțin bune? da, sunt semne la ei și, de exemplu, când au venit de la concurs, dacă maxim 2 zile ei nu sunt cum trebuie și nu se recuperează și nu sunt ca și cum i-am băgat, că na, îi simți porumbelul cum, Da. na, și cu zborul și cu tot, înseamnă că e o problemă, mai dă semn și pe, na, îl studiezi, te uiți la el, la Da. gâtul porumbelului, la fecale, în primul rând, eu de-aia țin morții să le văd, zi de zi eu le văd gâniațul la runcă, adică să Văd văd că ai dacă... curățenie aici, îmi place. Le-ai Da! făcut recent sau
Păi le fac la două zile, la în față la boxe. La grătare le fac mai... Da. Na, la două săptămâni, la o lună, la... depinde cum am... Așa timp, probabil. Cum am și timp, domnul Alexandru. Da. Și acum să-i vedem la, să-i vedem la luptă. 20 de masculi. Să sperăm că rămân... Anul ăsta cu ce merg mai mult la echipă? Cu masculi sau cu femele? Păi... Cât s-au tras mai bine? 50-50, că 50-50, n-am... Nu? Veneau și masculi, veneau și femele și cum a fost anul ăsta echipa din 10, aveai de unde să alegi? Da. Ce, s-am băgat 5-6 masculi, 4 femele sau invers, da, adică... Da. Și au venit și masculi și femele. De exemplu, la fond îmi veneau două femele și venea albastru cu... cu Vandicu de la, de la Jumi, cu Gutu. Da. Noi a doi la echipă mascul, două femele la fond. Și cam 50-50 a fost. Acum vedem. Mai am Gutu ăsta iar are cum bază acum la 2 ani să-l vedem la maraton. Uh-huh. E semifrate cu campioana, o să vă arăt. E 50% Nedel cu Gheorghe, 50% e de la prietenul meu Damian Valentin de la Brăila. Vorbește 100% de maraton. Da. Îmi dă așa o încredere cum vitalitatea lui și nici da. Nu... Nu pare pot să pun mâna pe el. Se vede, se vede că e iută tare. Da. E bine. Și sănătos să fim și... O să-ți meargă bine și anul ăsta, o să vezi. Să vedem, domnule. O să fie poate mai bine decât anul trecut. Deja mai trecut un an pe Polonia. Da, se aclimatizează și mai bine. N-are cum, trebuie. Dacă ne ocupăm de ei și îi ținem în priză... Și sănătoși, corect. Și sănătoși, n-au cum să nu ne dea satisfacții, domnule Zeam. Baftă multă, Daniel. Succes în continuare. Mulțumesc, să fie la toată lumea.